Bună seara, stimați telespectatori! Ne revedem ca în fiecare zi de marți, cu vești bune, cu vești minunate, alături de oameni minunați. În seara asta, alături de mine, este o doamnă de profesie mamă, de profesie femeie, de profesie... Psiholog în devenire. Psiholog în devenire, de profesie om. De profesie om. Alături de mine în această seară este doamna Petra Iorga, gălățeancă, dar care locuiește în Iași. Și în Galați. Da. Și am să te rog să spui câteva cuvinte despre tine. Cine ești? Mi-aduc aminte că anul trecut am avut un eseu de făcut la facultate. Exact pe întrebarea asta, cine sunt? Și a fost o mare provocare pentru că atunci am stat și m-am gândit mult până să răspund și mi-am dat seama că sunt un întreg univers, ca să zic așa. Sunt om, sunt femeie, sunt mamă, sunt în multe roluri, dar într-un final sunt un suflet care experimentează și vrea să evolueze. Da, foarte frumos spus. Văd că ai la gât floarea vieții. Da. Ce reprezintă pentru tine floarea vieții? Pentru mine floarea vieții înseamnă un tot. Un tot din univers. Adică înseamnă, și culmea e că floarea vieții pe care o am acum la gât, am schimbat-o în decembrie. Așa. Pentru că până atunci aveam copacul vieții. Așa. Și de când mi-am pus la gât floarea vieții, am început din nou să-mi dau seama de schimbările care intervin în viața mea. Și pentru mine, într-adevăr, simbolic vorbind, înseamnă să fiu cât mai atent la tot ce se întâmplă cu mine, pentru că îmi dau seama că sunt o mică parte din univers, dar care... Suntem fiecare din noi un micro-univers. Exact. Da. La modul ăsta. Astăzi ne-am întâlnit ca să vorbim despre un subiect drag mie, despre copii. O să vorbim astăzi. Dar vreau să punem acest subiect și cu ceea ce vreau eu ca duminică să prezint, cu acest curs care se numește, poate ciudat pentru unii, pentru că mulți dintre români nu înțeleg ce înseamnă karma. Cursul se numește Karma, Destin și Fericire. Cum se trece prin anumite etape ca să ajungi la fericire, cum reușești să schimbi karma, care la un moment dat discutam și înainte de emisiune că poate să fie negativă. Cum poți să o transformi într-o karma pozitivă. Cum reușești să-ți îmbunătățești destinul și destinația spre care tinzi și cum ajungi la stare de fericire. Am să încerc să le expun prietenilor mei care vor participa la această întâlnire, la acest atelier de lucru, pentru că noi lucrăm împreună acolo, ce este soarta, ce este destinul, ce este karma, ce este dharma, cum îți îmbunătățești, ce este păcatul strămoșesc, adică eu întotdeauna fac o legătură dintre toate influențele care vin și toate le raportez la învățăturile lui Iisus Hristos, pentru că este cel mai mare spirit care s-a întrupat pe această planetă. Fără doar și poate este cel care zice adevărul. Numai că e foarte greu de interpretat adevărul lui Iisus. Pentru că fiecare din noi avem o bucățică din adevăr. El l-a avut întreg și l-are întreg pentru că este viu. Dar noi fiecare avem câte o bucățică. Și atunci ne raportăm și încercăm să găsim o interpretare vis-a-vis de adevăr despre Dumnezeu. O să încerc să mai prezint la curs ce înseamnă karma personală, karma de neam, karma de familie, da, karma de țară, karma de planetă, pentru că avem așa o karmă, avem un egregor, avem o conștiință care se formează la un anumit moment și fiecare influențăm această conștiință colectivă, această karmă colectivă. Și cred că trebuie să conștientizăm odată pentru totdeauna că un gând negativ
lansat astăzi. Da. Îl vom recepționa acum sau altă dată ca o mare furtună. Și atunci trebuie să ne raportăm la tot ceea ce gândim. Orice gând, orice vorbă și orice faptă. Deci totul trebuie să fie într-un univers perfect echilibrat și tot ce emitem să fie doar pozitiv, doar în voie divină. Și indiferent ce se întâmplă în exteriorul nostru, pentru că marea majoritate nu înțeleg că da, tot ce se întâmplă în această viață se întâmplă doar în interiorul nostru, da. Și nimic nu trăim așa în exteriorul nostru. Tot ceea ce noi percepem ca fiind o trăire în exterior e de fapt doar o iluzie. Totul se întâmplă în interior, în acest microunivers pe care noi îl avem în interiorul nostru. Spune-ne cu ce te ocupi, pentru că faci lucruri minunate, Petra, pentru că te ocupi de copii, te ocupi de părinți și ăsta e un lucru extraordinar. Mă ocup și de copii, mă ocup și de părinți. Mă ocup și de copilul pe care l-am născut și care îmi place să zic că m-a ales să-i fiu mamă. Ștefan, care în septembrie face 9 adevăr. Ani. Da, spus un mare adevăr. Da, am zis un mare adevăr pentru că chiar cred în el. Ei sunt maestrii noștri. Copiii sunt maestrii noștri. Sunt cei de la care învățăm cel mai mult. Da, și Ștefan chiar e maestrul meu și tocmai de asta am luat-o, ca să zic așa, pe calea asta în care să îndrum cumva părinții, pentru că pe mine m-a ajutat enorm. Și în momentul în care am conștientizat că de fapt Ștefan e maestrul meu și nu e tocmai invers și că putem învăța de la copii și că noi părinții, dacă am fi atenți la toate cuvintele pe care le folosesc copiii și la toate emoțiile pe care le au și la tot ceea ce ne zic, ne transmit mesaje uluitoare câteodată. Și tocmai din cauza asta, pentru că am văzut că am învățat foarte multe de la el, am început să caut. Și am început să caut și am făcut foarte multe cursuri pentru dezvoltarea mea. Asta din dorința de... din dorința ca Ștefan să fie un adult echilibrat și din dorința mea personală de a avea o relație cu copilul frumoasă, bazată pe emoții pozitive, exact cum ai zis. Și asta pentru a duce el mai departe, de fapt, poate o karmă pozitivă. Să sperăm acum că o să reușim. Dar exact cum ați zis, copilul alege. Da, hai să vedem ce karma a preluat el. Ce karma a preluat la întrupare. Ce copilul tău, numește-l, cum îl cheamă? Ștefan, am zis. Ștefan care în septembrie face 9 ani. Este tizul meu. Da, păi da. Tocmai și... Da, este primul mucenic, să știi că Ștefan este primul mucenic al lui Hristos. Da. Păi ce karma a preluat Ștefan? A intrat într-o familie care la început era, din punctul meu de vedere, acum când mă uit în urmă, era inconștientă. Ce înseamnă inconștientă și ce înseamnă familie conștientă? Pur și simplu am dus mai departe niște tipare din familiile noastre și ne-am întâlnit să rezolvăm aceste tipare sau măcar să le vedem, să le scoatem la suprafață. Și eu când am conștientizat lucrul ăsta, am zis ok, stop, stai un pic, avem de treabă. Sau cel puțin eu am de treabă aici, că nu e ok. Și când am conștientizat lucrul ăsta, mi-am dat seama că, de fapt, Ștefan de asta a venit să ne pună la treabă. Sau cel puțin să mă pună la treabă pe mine, ca să pot la rândul meu să dau mai departe din ceea ce am trăit personal și din ceea ce am ajuns acum să cunosc datorită cursurilor pe care le-am făcut în formarea mea și acum ulterior prin ceea ce fac. Că fac ateliere de lucru cu părinți și copii, că fac tabere cu părinți și copii și tot ceea ce va urma să fac la nivelul ăsta. Și ce faci la aceste întâlniri? Spune-mi și ce fac concret. E foarte important. Păi concret, de exemplu, la una dintre întâlnirile pe care le-am avut cu un grup de părinți și copii în București, am făcut atelier de lucru. Da? Și pornind de la... pentru că am pornit de la ideea de ce înseamnă să fiu eu ca părinte, eu ca mamă sau eu ca tată, conectat cu copilul meu. Da? Facem lucruri împreună, creăm lucruri împreună și în timpul în care suntem împreună
împărtășim bucuriile împreună și a crea împreună e, de fapt, rolul pe care îl are părintele, pentru că ne gândim, de exemplu, ce creez eu cu copilul meu. Păi pot să creez un lucru pozitiv sau pot să creez un lucru negativ. Deci pot să creez lucruri frumoase în atelierele respective, să mă apuc să pictez, să modelez, să construiesc și la final copilul să zică, wow, ce am reușit să facem împreună, eu cu mama mea sau eu cu tatăl meu sau eu cu părinții mei. Sau putem să creăm lucruri negative, mai bine nu mai zic. Da, pentru că nu este de preferat să se întâmple acest lucru, numai că trăim într-o lume în care orice este posibil. Da, e adevărat. Și în care nu domină neapărat iubirea. Sau... pentru că simțim. Da. Simțim lucrul ăsta și eu mă lovesc zi de zi de aceste lucruri, mă lovesc de foarte multă ură, de furie, mă lovesc de foarte multă frică. Da. Cred că la ora actuală cel mai urât lucru care se întâmplă în lume este frica, teama. Da. Și această frică implementată, deci noi venim cu această frică din păcatul strămoșesc, să zic așa, adevărat. Și venim de generații și zeci de generații de la facerea lumii încoace. Da. Și în continuare, societatea noastră, prin tot ceea ce se face, prin televiziune, prin radio, prin orice ai deschide, inclusiv muzica propagată la acest moment, este o agresiune împotriva sufletului. Și atunci trebuie să înțelegem că nu trebuie să găsim soluția în exterior și ceea ce încearcă alții să-mi inducă. De ce încearcă să-mi inducă această stare de frică, de teamă și de vinovăție? De ce? Pentru a mă manipula. Da, și pentru a mă putea controla. Și a mă putea controla și în permanență, ca în momentul în care s-a dat o anumită veste, sigur oamenii să stea liniștiți. Da. Eu am hotărât de foarte mulți ani să fiu liber, să spun adevărul cu orice chip, indiferent de consecințe, pentru că știu că cea mai mare poruncă a lui Hristos și ultima dintre fericiri este... fericiți cei prigoniți pentru dreptate. Și indiferent, îl propovăduiesc pe Iisus sus și tare, cu forță, oricând, la orice oră, și raportez totul la Iisus Hristos. Și am scăpat de teamă, am scăpat de frică, am scăpat de frustrări, am scăpat de furie, am scăpat de mândrie, am scăpat de slavă deșartă, am scăpat de anumite lucruri. Și în momentul în care scap, ești liber. Da, așa e. De aceea am hotărât să le spun și celorlalți cum am reușit să scap, cum spui și tu foarte bine, că te-ai dus peste tot și ți-ai găsit echilibru. Da. Asta este cel mai important, să te împaci tu cu tine. Dacă tu cu tine te-ai împăcat, este perfect. E mare lucru, unul că a fost dorința să ajung la echilibru și... e mare lucru să ajungi să fii recunoscător pentru că ai lucrat cu tine și că ai atins cât de cât echilibru. Și când îți dai seama că de fapt și copilul a avut un rol important în aspectul ăsta, nu ai cum să nu fii bucuros, nu ai cum să zici, să-i spui copilului, știi, eu te-am făcut, eu te cresc așa cum vrei. Adică am ieșit din paradigma aceea în care eu te-am făcut și faci cum vreau eu și faci cum îți zic eu. Și tocmai asta m-a făcut să ajung la nivelul în care să lucrez cu părinții, pentru că, exact cum a zis, copiii sunt maestrii noștri, doar că noi nu vrem să acceptăm lucrul ăsta, pentru că ni se pare nouă că dacă suntem adulți, le știm pe toate. Dar uneori copiii știu mai multe lucruri, pentru că ei vin cu cunoașterea. Da, sunt foarte mulți. Vezi că se propagă și ideea asta în care... noi suntem egali când venim pe pământ, că de fapt toată cunoașterea ne-o luăm aici. Fals. Da. E adevărat că folosim o anumită cunoaștere și avem niște talanți cu care venim, anumite însușiri pe care le-am dobândit acolo de unde venim. Da. Și aceste lucruri se văd. Îți dai seama numai când privești un asemenea copil,
copiii vin din ce în ce mai înălțați, din ce în ce mai spiritualizați. Da. Mă tem și am și spus că societatea încă nu este pregătită pentru asemenea copii. Nu, și se vede asta și la școală, copiii. Doar că nu vrem să vedem lucrul ăsta. Fără doar și poate, la ora actuală, programa școlară este absolut depășită. Da, total. Din toate punctele de vedere, total. Și nu se dorește să se facă lucrul ăsta. Vorbim mult despre nimic. În loc să vorbim mult despre esență, despre ceea ce ar trebui să schimbăm în viața noastră, pentru a fi, nu pentru a deveni. Da. Și copiii, într-adevăr, sunt motivația noastră. Vezi ce fel schimbă o mamă, un tată, un părinte, motivația unui copil. În momentul în care a venit copilul, totul este în univers diferit. Adică totul se raportează la copil, evident la cei responsabili. Da. Nici nu ne gândim altfel. Totul se raportează la copil și copilul este esența vieții. Pentru că, așa cum spuneam în foarte multe emisiuni, important să nu-i lași nimic în karmă copilului tău. Important e să-l lași liber, să facă el ceea ce își dorește. Și eventual rolul tău ca părinte ar fi acela de a-l sprijini și de a-l ghida. Și nu doar de a-i spune cum să facă. Așa este. Adică îi spui eventual cum să facă, dar nu ceea ce ar trebui să facă sau ceea ce-i face tu în locul lui. Nu, îi spui întotdeauna, trebuie să-i arăți ce s-ar întâmpla dacă un anumit lucru și îi arăți și partea cealaltă ce s-ar întâmpla dacă ar face în celălalt sens. Da. El trebuie să conștientizeze. Pentru că dacă îi spui acolo nu ai voie, el, fără doar și poate, că trebuie să experimenteze, să vadă ce se întâmplă dacă se duce acolo. E adevărat că poate să rămână cu o teamă, poate să rămână cu o frică, poate să rămână cu o anumită întâmplare nefericită, dar face parte din experiență. Din experiență, da. Dacă știi să-l ghidezi și dacă știi să-i arăți care este partea pozitivă și mai puțin pozitivă, el va ști să aleagă. Exact, și să-i dăm posibilitatea să aleagă. Că și aici avem de lucru cu noi. Să-i dăm posibilitatea, pentru că și noi venim cu niște tipare care sunt învechite. Și așa am fost crescuți, să știi. Exact. Așa am fost crescuți. Sigur că tu ai o altă vârstă. Suntem generații diferite, dar să știi că frica vine. Da, dar eu sunt conștientă și am lucrat mult pe fricile mele și tocmai că am lucrat mult pe fricile mele, încă le observ atunci când apar și sunt atentă la ce se întâmplă în mintea mea. Și raportat la fricile părinților versus acțiunile copiilor, observ un parc. Deci e de ajuns ca un părinte să facă o afirmație. Nu te dau acolo că e întuneric. Corect. Și îmi dau seama că de fapt stai un pic, că e frica părintelui și copilul n-are nicio treabă, că el vrea de fapt să experimenteze. Dar eu nu-l las și îl limitez, pentru că mie mi-e teamă de fapt. Atenție, frica părintelui se transferă în acel moment și la copil. Da. Pentru că se implementează atenție în momentul în care te duci în întuneric, trebuie să-ți fie frică. Da. Și după aceea în memoria copilului rămâne această frică implementată și în momentul în care a ajuns într-o zonă de întuneric, el deja are o senzație pe care nu și-o poate explica. E posibil ca acest lucru să se întâmple chiar inconștient. Poate s-a întâmplat la o vârstă în care el nu conștientizează. Exact. Și atunci rămâne un tipar care foarte greu îl scoți de la acești copii. Ce părere ai despre bolile autoimune care vin din ce în ce mai des pe pământ și care ne arată că foarte mulți din copiii care vin la ora actuală nu se pot adapta? Și cum vorbeam și cu Cristina la emisiunea de acum 2 săptămâni, foarte multe din căsuțele care ar trebui să fie pline la aceste ființe sunt goale. Adică ei sunt la început. Adică vin de undeva,
dar ei nu... Nu au nicio informație. N-au nicio informație, ei au informația lor, da, da, dar este total diferită. Ca și cum ar veni de pe altă planetă, ca să fiu mai clar. Da? Și e destul de dificil, pentru că cazurile sunt din ce în ce mai dese și eu tratez asemenea copii. Prefer în special să învăț părinții să crească spiritual și ajut pe părinți să ajungă în lumină, să înțeleagă ce este lumina, să o experimenteze și le spun foarte clar, nu are niciun sens să vii la mine săptămânal să te tratezi pe tine și pe copil, poți să te învăț pe tine și după aceea tu ești cel mai apropiat om de el. Da, da, da. Cu siguranță vei fi alături de copilul tău toată viața și atunci la mine vii o dată de două ori, după care te ocupi de copilul tău. Cred că mai important este să nu ții pe cineva legat de tine, mai important este să-i oferi și lumina trebuie înmulțită. Nu trebuie secerată sau să ții pe pacient sau pe clientul tău, să-l ții pentru că el îți aduce un bănuț să fie un beneficiu. Da, da, da. Cred că mai important este să-l înveți pe om și acest om pentru că ai bine din binele lui pe care îl face. De fapt, așa lucrează așa, universul. Da, da, da. La un moment dat, fără ai din ce ai. Da, da, da. Și da. Asta se întâmplă. Până la urmă, dai din ce ești. Da, 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 la un exact. Moment dat, mm-hmm. când înțelegi, de fapt, care este menirea. Da. Hai să vorbim cum pot influența părinții karma copiilor. Cum pot influența părinții karma copiilor? Dacă ar fi să mă raportez la trecutul meu, glorios, da, minunat. Nu, să știi că este cel mai bun exemplu, da. Este cel trăit de noi. Da, restul exact. Sunt sfaturi. Am avut o copilărie minunată, în ghilimele de rigoare, da. În care, dacă vorbim de faptul că fiecare suflet își alege părinții, da. Am ales un cadru minunat care să-mi ofere foarte multe lecții, da. Și foarte multe situații din care să ies. Ești în viață. Când, da, și când spun să ies, am supraviețuit cu mare forță, ca să zic da. Așa. Dar mi-am dat seama acum când am ajuns în viața de adult și am ajuns să trăiesc cât de cât conștient și să fiu atentă la tot ceea ce experimentez, că de fapt a fost o binecuvântare, pentru că dacă e să-l citesc pe tatăl meu, care de fiecare dată când mergeam la el, eu și fratele meu mai mare, și spuneam, tată, dă-ne niște bani sau tată, avem nevoie de ajutorul tău. Și el zicea, nu am, descurcă-te. Și acum ne amuzăm, atât eu cât și fratele meu, că zicem, uite, dacă tata nu ne-ar fi zis nu am, descurcă-te, cu siguranță n-am fi ajuns la nivelul în care să găsim soluții. Corect. N-am fi ajuns la nivelul în care să știm să ne descurcăm în orice situație. Deci, indiferent că atunci ne-am simțit respinși, ne-am simțit abandonați, ne-am simțit în toate felurile posibile, acum privim beneficiu. Da. Da? Și dacă vorbim deci de karmă, cum pot influența părinții, puteam să aleg să mă resemnesc și să spun ok, asta e familia în care am ajuns, firar să fie, nu e ok, da? Dar am ales partea în care să văd beneficiul pe care mi l-a oferit faptul că tata mi-a zis nu am, descurcă-te și mama nu mi-a cred zis, că în permanență. Nu, evident, evident că nu în permanență. Nu facem o tragedie. Nu, da. Chiar nu merg pe partea asta, adică și mama mi-a zis de fiecare dată partea optimistă a lucrurilor. Da. Deci cumva era un echilibru, dar acum pot să zic că e partea bună a poveștii. Se spune că oamenii vin în viața noastră ca o binecuvântare sau da. Ca o lecție. Sau ca o lecție, ne exact. Spune Maica Tereza da. Lucrul ăsta și este foarte, foarte adevărat. Iată că tu consider că părinții în viața ta au fost o binecuvântare și este da, foarte frumos, da, este da. Un sentiment minunat și este una din cele 10 porunci să, adică am ajuns să vorbești să bine despre înaintașii tăi, despre părinții tăi. Da. Și te rog să mă crezi că nu există karmă mai grea decât să judeci părinții. Este o karmă foarte grea, judecarea părinților, pentru că niciodată, dar niciodată, un copil nu va ști
prin ce au trecut părinții cu adevărat. Da. Poate să-și facă o impresie, poate să zică ceva sau altceva, dar lecția de viață doar părinții o știu. Iar părinții de obicei doresc binele copilului. Asta ar fi. Doar că percepția copilului poate față de binele pe care îl oferă părintele nu e conform cu ceea ce vrea părintele de fapt să-i arate. Da, până la urma urmei și părinții se raportează la ceva. Da, la ceea ce au moștenit și ei. Da, la da. Emoțiile lor, la fricile lor, la vinovățiile lor. Și atunci încet, încet, prin acest mod de a te schimba, generezi o altă conștiință. De fapt, nu știu dacă ai observat că în momentul în care te hotărăști să te trezești spiritual, informațiile vin la tine în funcție de ceea ce meriți. Da, pe măsură ce evoluezi, îți vine o anumită informație. Dacă treci la un alt nivel, și eu sunt pentru lucru și pentru urcatul pe scări, nu cu liftul, în zona spirituală și trebuie să zăbovim la fiecare scară pe care o urcăm o anumită perioadă, să înțelegem, să ne acomodăm cu vibrația respectivă, să luăm tot ce este nevoie de acolo, după care să trecem la o altă scară, evident, în sus. Da. Și ai văzut că de fiecare dată vine o informație superioară, trecem la un alt nivel, întâlnim altfel de oameni, alte situații și de la fiecare învățăm. Noi învățăm de la fiecare relație și de la fiecare întâlnire pe care o avem în viață. Da. Sau uneori am observat că ni se dau poate aceleași situații, doar că modul în care percepem noi lucrurile și modul în care reacționăm sau poate nu mai reacționăm, ci doar privim și observăm ceea ce se întâmplă, e diferit. Pentru că dacă ni se schimbă nivelul de conștiință, ca să zic așa, corect, automat... De fapt, ce se întâmplă, ca să explicăm și telespectatorilor, în momentul în care ești într-o stare așa de... latentă, într-o stare de mai puțină conștiință, de fapt, viața este condusă de ego-ul tău. Da. De sinele nostru inferior. Și... El raportează, până la urmă, el ia decizia în locul nostru. În momentul în care nivelul nostru de conștiință și se schimbă, mie îmi place să spun că este majoritar, acționar majoritar în firmă este ego-ul nostru, se schimbă raportul în firmă și sinele nostru trece în zona la cârmă. E adevărat că în momentul în care trebuie să ripostăm la o anumită acțiune, devenim puțin mai înțelepți. Da. Adică deja știm ce fel, ne raportăm diferit. Dar dacă punem ego-ul să rezolve problema, cu siguranță reacția este total, fără doar și poate, un conflict. Minimal un conflict. Minimal un conflict, da. E adevărat. Așa este. Cum reușim să ghidăm copiii noștri și cum putem să le schimbăm destinul? Pentru că ei au un destin, au o anumită destinație. Au și ajutoarele respective, mama și tata în primul rând, bunici și ce mai este prin jurul lor. Au o anumită situație materială, o anumită soartă, dar au și un destin spre care tind. Cum putem noi, ca părinți responsabili, să îi ghidăm spre destinație și... Care crezi tu că este rolul nostru în piesă? Rolul nostru în piesă ca părinți este major. Da. În sensul în care, dacă e să dezbatem exact cum vorbeam înainte de emisiune, rolul meu ca mamă, rolul meu ca tată, da? Deci ca părinte, e să-l sprijin, să-l ghidez, să-i arăt că există mai multe posibilități și să-i dau și lui posibilitatea să aleagă. Dar dacă eu ajung ca părinte la nivelul în care nu sunt conștient că, de fapt, niște nevoi ale mele care au rămas nesatisfăcute din copilăria mea, vreau să le satisfac prin copilul meu și când vine vorba Marea de... Mare adevăr ai spus. Da, și când vine vorba de hai să văd ce cadou îi cumpăr copilului, că am trăit de fapt, asta. De fapt, îți cumperi ție un cadou. Corect. Și îl întrebi
Ce ar fi dacă îți cumpăr un elicopter, ne jucăm împreună și de fapt este elicopterul pe care tatăl poate nu l-a avut în copilărie și ajunge să se joace cu elicopterul? Da. Astea sunt lucruri pe care le-am verificat, adică vorbesc din experiență cu mulți prieteni care sunt părinți și am văzut cum funcționează. Și deci dacă revenim la nevoile pe care un părinte le are nesatisfăcute din copilărie și merge doar pe partea asta și satisface nevoile lui, e clar că nu vorbim de a-l sprijini și a-l ghida pe copil și de a-i da posibilitatea să aleagă. Dar dacă vorbim de a fi atent sau atentă la mine ca părinte și la ce gândesc, la ce simt, la ce îmi doresc de fapt de la copilul care va fi un adult și este foarte important să mă gândesc de fiecare dată în tot ceea ce fac eu ca părinte, că de fapt acel copil va fi adult. Și era o vorbă la un moment dat, nu mai știu unde am citit-o în ce carte, care spunea că gândește-te că tot ceea ce pui în copilul tău este de fapt tot ceea ce va fi în viața lui de adult și că de fapt copilul este foarte puțin copil, dar adult va fi pe toată viața. Deci ai mare grijă ce pui în copilăria lui. Pentru că asta e baza și dacă pornim de la cei 7 ani de acasă, cei 7 ani de acasă înseamnă ce gândesc eu ca părinte și îi transfer copilului, ce spun eu ca părinte către copilul meu, că e pozitiv, că e negativ, are impact major, ce simt eu față de copilul meu, pentru că 7 ani de acasă înseamnă și ce emoții am eu, care se duc către copil în primul rând. Din păcate nu mai sunt nici 7, au rămas mult mai puțin. Da. Și ăsta e rolul meu ca părinte, să fiu atentă la mine ca să pot să îi dau posibilitatea copilului să aleagă și să experimenteze pentru a ști cum să aleagă în viața de adult. Definește ce înseamnă un părinte. Cum vezi tu un părinte și care sunt calitățile importante pe care un părinte ar fi indicat să le aibă, pentru că de multe ori când te uiți la anumiți oameni, parcă nu sunt pregătiți să fie părinți. Nu, pentru că nu venim pregătiți cu rolul ăsta. Îl ducem în spate, ca să zic așa, pentru că asta vedem de la părinții noștri, cum s-au comportat părinții noștri cu noi, ducem inconștient mai departe către copilul nostru și tocmai de aceea aici intervine, hai să văd cât de atentă sunt, ca în momentul în care dau ceva copilului meu să nu fie, poate unele lucruri au fost bune, cele pe care le-am luat de la părinții mei, dar sunt altele care poate sunt mai puțin bune și care nu funcționează cu copilul din ziua de astăzi. Și vorbind de calități, am avut multe cursuri pe care le-am susținut cu părinții și am format un acronim, că vorbeam mai devreme de calitățile părintelui. Da. Și dacă ne raportăm la titlul de părinte și luăm fiecare literă pe care o conține cuvântul părinte, ar fi acele calități care înseamnă P, protecție. Este foarte important ca copilul nostru să se simtă protejat și în siguranță pentru că este mediul în care crește. A înseamnă atenție, dar atenție înseamnă un părinte să fie atent la nevoile copilului, un părinte să fie atent la ceea ce simte copilul, la ceea ce își dorește copilul și eventual să ajungă la nivelul în care să ia deciziile împreună, pentru că să iau doar eu deciziile și copilul să fie supărat că iar mi-a zis mama să fac asta și eu nu voiam, nici asta nu e ok. Este foarte important să avem răbdare ca părinți, pentru că dacă nu avem răbdare, automat nici copilul nu va avea răbdare la rândul lui. Este foarte important să vorbeam de iubire mai devreme, părintele să-i ofere acea iubire copilului, dar iubirea aia necondiționată, deși uneori din dorința noastră de a le oferi tot ceea ce e mai bine, ajungem, dacă nu faci asta, nu ți ofer asta. Și apare iubirea condiționată și copilul asta simte. Ok, mama mă iubește doar atunci când fac ceva. Deci mama nu mă iubește dacă nu fac asta. Ceea ce nu e ok. Perfect adevărat.
Și mi-am dat seama la fel din trăirile mele cu Ștefan că este foarte important, chiar și atunci, de exemplu, când are un episod de furie, da? Vreau să văd care e cauza furiei și eventual de fiecare dată îi spun să știi că te iubesc chiar și atunci când ești supărat. Adică nu te iubesc doar dacă ești zen și dacă ești un copil bun. Și ești așa cum vreau eu. Nu, te iubesc și când ești supărat și când îmi spui că, uite, s-a întâmplat niște situații la școală, te iubesc în orice moment. Asta e iubirea necondiționată. Pentru că altfel ți-ar ascunde din ce în ce mai multe lucruri. Da. Ei trebuie să fie liberi în gândire, să-și exprime sentimentele, să-și exprime emoțiile. Emoțiile, dacă nu sunt exprimate într-un mod conștient, ele rămân în tiparul nostru. Da. Și nu este ok. Așa este. Mergem mai departe. Am ajuns la I. Deci am zis I, iubire. Necondiționată. Am zis să fie necondiționată. Asta e o condiție imperios necesară. Și E. Și la T, care este foarte interesant și foarte important, adică timpul. Da. Ce înseamnă timpul petrecut cu copilul? Este un timp de calitate. E adevărat că uneori ne luăm cu tot ceea ce avem noi de făcut ca părinți, că avem de gătit mamele, că avem de, eu știu, de citit o carte și vrem să o citim împreună cu copilul sau o citim separat, că e jobul de așa natură. Însă, timpul petrecut cu copilul înseamnă, de fapt, acele momente în care vine Ștefan și Maia de mână, hai mami să ne dăm pe topogan împreună. Și hai mami să pictăm împreună, că mă simt minunat atunci când facem lucruri împreună. Da, avem topogan și pentru noi? Nu, dar am experimentat zilele trecute la modul ăsta și am zis ok, trebuie să fac și pasta pentru că na, e timp de calitate. Și ce gândeau părinții ceilalți despre tine? Spre surprinderea mea... Am mai pierdut un om, nu? Am mai pierdut spre un părinte. Spre surprinderea mea se uitau așa în sens admirativ, ca să zic, și au început să râdă. Am zis ok, îmi asum, copilul meu este important să fie fericit. Și... Da. Merg pe topogan. Da, mi-a plăcut această prezentare și mai am eu. Și mai am eu-ul, care înseamnă empatie. Empatia e o calitate pe care, la care avem de lucru. Și ne raportăm tot la nevoi. Deci este foarte important să-mi aduc aminte că și eu am fost copil. Așa este. Și este important să mă pun în pielea copilului meu, să văd ce simte el. Și ce simte el este foarte important, pentru că poate să ajungă într-o situație în care pentru el este universul, adică să reprezinte ceva foarte important. Și pentru mine zice, lasă mami că trece și asta. Dar pentru el este foarte important, deci am nevoie să fiu acolo, să fiu empatică, să simt ceea ce simte copilul meu, de fapt. Mai ales că în primii ani mama și tata sunt tot universul. Da, exact. Asta este tot universul. Da, foarte frumoasă prezentare și... Mi-a plăcut modul în care raportezi tu această calitate umană pe care un părinte trebuie să o aibă. O calitate pe care am zis că nu ne naștem cu rolul ăsta de părinte, nu ne învață nimeni. Dar aici aș putea să te contrazic, dar nu cred că este cazul în această emisiune. Ne naște, am mai fost părinți, să știi. Am mai fost părinți, dar tot într-un tipar, vechi. Și atunci trebuie să trecem într-un alt tipar. Da. Pentru că am și spus, eu raportez totul la Dumnezeu, te rog să-mi vorbești despre Dumnezeul tău. Pentru că fiecare din noi avem un Dumnezeu, să știi. Da. Noi îl înțelegem într-un anumit fel. Eu foarte des vorbesc despre Dumnezeul meu, care e un Dumnezeu foarte complex și foarte iubitor. Dumnezeul meu, de exemplu, nu judecă. Dumnezeul meu este doar iubire. Dumnezeul meu este doar lumină. Dumnezeul meu nu judecă, nu face vinovați, nu stabilește și nu se comportă cu mânie, cu furie. Dumnezeul meu este bun, este minunat și este desăvârșit. Așa e Dumnezeul meu. Dar vreau să văd ce fel este Dumnezeul tău. Pentru mine Dumnezeu nu-l găsesc la biserică sau doar la biserică. Pentru mine Dumnezeu înseamnă înseamnă exact cum ai zis, niște... Nu, e bine așa, ne vorbim... Niște stări, da? Deci pentru mine Dumnezeu înseamnă a nu mă separa și a nu judeca, ci
a căuta să scot din mine lumină, iubire, toate emoțiile astea pozitive pe care avem liberul arbitru să le alegem. Adică pot să pun furie, am trecut prin furie și știu cum e acolo, sau pot să pun iubire și pot să pun compasiune, care nu este egală cu mila, și pot să pun foarte multe sentimente care, într-adevăr, înseamnă Dumnezeu. Dar Dumnezeu mai înseamnă și credință. La modul de... Aici încă caut, ca să zic așa, credință și încredere. Te invit la curs. Ok. am încredere și am momente în care, chiar și în rugăciunile pe care le fac seara de seară cu Ștefan, terminam cu facă-se voia ta, Doamne, pentru că îmi dau seama că, de fapt, există o forță supremă care are putere. Da. Și asta înseamnă. Înseamnă încredere, înseamnă iubire, înseamnă lumină, înseamnă îmi doresc. Și unde e îndoiala? Haide că poate o rezolvăm în această emisiune. Unde există această îndoială? Pentru că îndoiala înseamnă că eu îl judec pe Dumnezeu. Înseamnă faptul și incertitudinea existenței lui Dumnezeu în momentul în care eu am o anumită îndoială. Și trebuie să încercăm, măcar public acum, să vedem dacă putem să facem o consiliere psihologică în direct. Ok. Păi îndoiala, din punctul meu de vedere, apare atunci când nu am încredere. Da? Și când nu am încredere înseamnă că mi-e frică de ceva. Așa. Și dacă mi-e frică de ceva înseamnă că nu sunt în iubire, sunt în frică. Corect. Și dacă asta înseamnă că încă mai avem de învățat. Da. Și dacă mă duc în frică înseamnă că nu mă duc în Dumnezeu, că Dumnezeu este iubire. Corect. Așa încât... Dar de unde vine frica? Hai să zi-mi o experiență de-a ta, da, să facem o consiliere în direct. De unde vine frica? Spune-mi o experiență, de unde a venit frica și să vedem cum o îndepărtăm. O frică de-a mea. O frică. Trebuie să existe. O știi. Cu siguranță fricile vin din experiențele pe care le-am trăit la un moment dat. Ok. Și... Haideți să luăm un exemplu care îl transformăm în această emisiune în pozitiv. Hai să vedem. Frica ai de... văzut cum ai transformat experiența părinților, cum ai transformat-o din frustrare la un anumit moment, în momentul în care ai ajuns la un grad de conștiință, ai transformat în ceva pozitiv? Da. De fapt, asta este karma negativă, karma pozitivă. Cea pozitivă, da. Este simplu. Deci transformăm interpretarea, cum ne raportăm noi la acel element, în momentul în care se întâmplă ceva, o experiență în viața noastră, cum ne raportăm la ea, cât de încrâncenați intrăm în acea experiență și cât de șifonați ieșim la un anumit moment, pentru că dacă noi ne luptăm cu ea, cu acea experiență, de fapt pierderi sunt și de o parte și de cealaltă. Dar dacă o lăsăm, facă-se voia ta, exact cum zici, la sfârșitul rugăciunii, facă-se voia ta, Doamne, de fapt am înțeles totul. Da. Asta. Hai să vorbim despre o frică. Sarcini grele lucrez, în seara asta. Da, sarcini grele. Lucrez pe frica de eșec, să zicem. Da? Okay. Îmi este frică să nu greșesc ceva. Am înțeles. Da? Bun. Și ajung la nivelul în care, că acum sunt conștient de niște lucruri și îmi pun întrebări. Da. Și uite în aproape. Ok, și ce se poate întâmpla? Care e răul cel mai mare care se poate întâmpla? Păi să gândească nu știu cine despre mine că nu am fost destul de bună sau că nu am fost suficient de la înălțimea așteptărilor. Sau, ok, așa, și dacă o să zic asta, ce se poate întâmpla mai rău? Păi fiecare e liber să-și facă o părere. Și când sunt atentă la lucrul ăsta... Răspunsul nu e problema lui. Da. Nu e problema mea. E problema mea ceea ce cred. Dar vezi că, de fapt, noi raportăm această frică la o experiență pe care am avut-o cândva și la un anumit element pe care noi l-am considerat un eșec. Da. Dacă noi ne ducem și reparăm acel moment, de fapt îndepărtăm și această frică de eșec. Da. Te duci, rezolvi acea problemă, o transformi în ceva pozitiv,
vezi ce ai învățat de acolo, pentru că din fiecare experiență și din fiecare lucru pe care noi îl experimentăm, învățăm ceva, îl transform în ceva pozitiv și iată, s-a îndepărtat. Nu este foarte greu. Da. Răspunsul este, nu e problema respectivului. Nu mă interesează ce zice lumea despre mine. Pe mine mă interesează ce fel mă comport eu în relație cu lumea. Cât de corect eu sunt față de univers, cât de corect sunt eu față de mine, cât de corect sunt eu față de copilul meu, cât de cinstit sunt eu cu acest univers care mi oferă totul. Dacă eu sunt mulțumit, pentru că această stare de nemulțumire va aduce în continuare nemulțumire. Da. Eu sunt mulțumit pentru și de aceea în fiecare seară pe lângă facă-se voia ta la sfârșit să nu uităm să mulțumim. Mulțumesc, Doamne, pentru tot. Iată, sunt bine. Uite, am ajuns și în seara asta sau dimineață sau oricând. Mulțumesc. Am ritualuri de genul ăsta cu recunoștință. Este foarte important să fii recunoscător. Da. Mm-hmm. Pentru că unui om recunoscător îi se dă, unui om recunoscător nu îi se dă, îi se ia. Deci este un element, e o lege a naturii, da? Când ești mulțumit, ți se dă, adică mulțești talentul, este pilda talanților. În momentul în care îngropi talentul pe care îl ai, ți se ia. Da. Uite, un telespectator îmi trimite o chestie foarte frumoasă pentru întrebarea care ți-am pus-o. Imediat să ajung la ea. Și îmi spune așa, vis-a-vis de întrebarea care ți-am pus-o, cum e Dumnezeul tău. O telespectatoare din Brăila îmi spune, între Dumnezeu și tine nu se află niciun om, niciun munte, nici o vale, nici o casă, nici un pom. Între Dumnezeu și tine nu-ți nici vorbe, nu-ți nici fapte, nu-ți nici pedici, nici ursite și nici vise spulberate. Între Dumnezeu și tine este doar inima ta, care are pentru el un răspuns, ori nu, ori da. Super. Să spunem da în permanență, în permanență și mulțumesc Ioanei pentru acest mesaj. Ioana este din Brăila și trece printr-o încercare foarte grea. Ioana a venit la mine la terapie. Și de atunci n-am mai venit, o aștept în continuare, îi transmit cu această ocazie, că o aștept. Are o încercare foarte grea, o karmă foarte grea de neam și ea, dar și copilul dumneaei, care se apropie undeva de 30 de ani. Și împreună trec prin niște încercări foarte, foarte dificile. Nu le-am înțeles nici la ora actuală. Și nu sunt dispuși să înțeleagă. Uh-huh. Sunt pe calea credinței. Au apelat la ajutorul bisericii, au apelat la tot felul de oameni. Da? Nu le-a găsit nimeni rezolvarea. Rezolvarea este la undeva 10-15 ședințe. Îi spun acum în direct să vină Ioana, pentru că o tratez și gratuit. Pentru că important este să reușim să facem suflete fericite. Da. Pentru că nici banii, nici timpul nu contează. Întotdeauna când dai universului ceva și când faci un serviciu universului, universul îți întoarce înzecit acest lucru înapoi. Dacă noi considerăm că, să presupunem, nu știu, tu te dedici și lucrezi cu niște părinți câteva ore și o faci din tot sufletul, din voluntariat, din ceea ce faci tu, din tot ceea ce dăruiești tu, universul îți va întoarce înzecit înapoi. Da, și e frumos atunci când o faci din stare de bucurie și de recunoștință că poți să faci lucrul ăsta și că ai ajuns la nivelul în care să-ți dai seama că de fapt toate situațiile prin care ai trecut au fost necesare ca să poți ulterior să dai mai departe din ceea ce ai trăit. Da. Pentru că așa am citit multe cărți. Dar e una să spun niște informații pur tehnice din cărți sau să le zic, uite, am citit eu legea karmei care spune că ceea ce
semene ai culegi, da? Ok. Dar dacă nu dau și un exemplu din propria experiență, cum că eu ca mamă sunt foarte atent la ceea ce îi ofer lui Ștefan, pentru că ulterior mă gândesc că Ștefan când va ajunge adult, cu siguranță, și nu va face să-mi ofere, nu va face din nici din vinovăție, că el, copilul, e vinovat că eu sunt părintele și trebuie să-mi ofere, ci o va face doar din recunoștința că eu ca părinte i-am dăruit, că ăsta a fost rolul meu, să îi dăruiesc și ulterior el îmi va oferi. Adică ceea ce eu am semănat o să culeg la un moment dat. Corect, corect. Dar e important să am răbdare. Așa este. Multe vești bune în prima parte a emisiunii. O să luăm o scurtă pauză publicitară. Revenim imediat. Nu plecați din fața televizoarelor. Ne întoarcem imediat.